Roxana este unul dintre beneficiarii acestui proiect. A absolvit liceul Ștefan Velovan din Craiova cu media 10 pe linie și este un copil de excepție. Bursa oferită de World Vision a ajutat-o să-și împlinească visul. Sunt emoționată și, nu știu, a contat foarte mult pentru mine acest timp, am prieteni noi, am învățat multe lucruri noi și tot ce am învățat sunt sigură că mă va ajuta toată viața. Cum te-a ajutat pe tine această bursă? Bursa, asta spun mereu și e adevărat, avem sprijin moral și material. Și pentru Robert, un alt bursier, ziua de astăzi va rămâne de neuitat. Absolvent al seminarului teologic, tânărul spune cu mândrie că așa cum lui i s-a întins o mână și el vrea să ajute la rândul său. Vrea să devină preot și profesor de religie. Este o bucurie că, iată, după acești 4 ani frumoși, am ajuns astăzi la sfârșitul acestei povești minunate și sunt alături de prietenii mei, pentru că în acești 4 ani s-au format o relație de prietenie, pot spune chiar și o relație de familie. În cei 10 ani de proiect, peste 250 de elevi din Dolj, fără posibilități materiale, dar cu rezultate bune la școală, au fost ajutați de Fundația World Vision să-și continue studiile. A avut succes în rândul elevilor și ne bucurăm că printre bursierii noștri se numără elevi cu rezultate foarte bune la învățătură. Roxana, care astăzi finalizează liceul, este elevă la Colegiul Național Ștefan Velovan și dăruirea și iubirea pentru învățat au ajutat-o pe Roxana să termine liceul cu media 10 pe linie. Conform unui studiu, în România, unul din doi copii din mediul rural nu își poate continua studiile la liceu, cei mai mulți din cauza sărăciei.